Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! 23 august era zi istorică pentru țara noastră. Oricum ziua asta rămâne, nu că nu se mai serbează, nu se mai serbează. Face. Da. Dar atunci s-au întâmplat lucruri, că au deturnat unii istoria, asta e altceva. Și iarăși devine zi istorică, dar pentru întreaga planetă de data asta, da, a selenizat India pe partea întunecată a lunii. Pentru prima dată. Ce, a trimis un robot din ala, nu? Da, o sondă spațială. Săptămâna trecută, comicăi din astea că a ajuns India pe lună. Săptămâna trecută n-au reușit cei din Rusia să facă exact același lucru. Eu cred că au comicării. Iar anul viitor înțeleg că vor trimite și cu echipaj uman. Lasă-mi pe asta cu echipaj uman. O aud asta în 50 de ani, n-au mai trimis primii. Ce naiba? E plictisitoare viața pe lună. Și poate și e foarte apropiată încât să poți să o studiezi pe partea vizibilă de la sol. Da. Și să iei niște mostre fără să pui în pericol viața oamenilor. În 69 sau când în 60? Da. Până prin 74. Au fost mai multe echipe. Da, bineînțeles, dar nu știu. Erau curse din astea regulate. Washington, lună, 11, sunt cei mai, 12, au mers, da, era coadă la rachete și urca, lumea mergea. În 69, când erau atunci niște șuruburi de nu știu care și niște arcuri și niște trompete, atunci au mers pe lună, da? Și acum, în 2010, 2015, 2020, cu tehnologia asta ar mai merge pe nimeni. Cum naiba, mă? E foarte costisitor, e foarte plictisitor ce găsești benzină, acolo. Da. E foarte periculos să pui oameni în Înainte erau curse regulate, cum era Suceava Berchișești, așa era pământ-lună. A, mergea lumea dintr-o dată. Și îți repet, poți studia partea văzută a lunii de aici, de pe pământ, și culegând niște informații cu ajutorul sondelor de acolo. Exact, știu ce spui tu, nici nu mai te vine. Fizicienii și astrofizicienii te vor contrazice. Nici nu mai merg pe lună acum, că merg direct pe Marte. Ca să culeagă informații, că acolo nu prea poți să amartizezi cu oameni, că e un pic mai periculos. Eu nu știu. Revenind la ale noastre locale... Dar și astea sunt ale noastre, cu mersul pe lună. Și cu pământul plat. Da. Dar pe al nostru pământ sferic turtit la poli, pe care trăim în fiecare zi, în mod obișnuit ajunge în presă o situație de tipul celei a bătrânului care a fost salvat totuși la timp, când e prea târziu. Data asta... Știm că bătrânul nu a fost luat în evidențele protecției Serviciului de Protecție Socială de la primărie, pentru că avea venituri suficiente încât să nu fie considerat un caz social. Dar fără intervenția vecinilor, înțeleg că și alte persoane au încercat să intre în gospodărie să vadă dacă e în viață, că nu l-au mai văzut de câteva luni de zile, fiul fiind ceva mai agresiv, fără intervenția vecinilor n-ar fi fost salvat probabil la timp. Și ar fi fost încă o mărgică din aceea neagră, o bilă neagră. La autorități, de exemplu, că uite, autoritățile și vecinii nu, ca și la azilurile groaze. Da. Dar ce au făcut vecinii? Dar n-au văzut vecinii ce se întâmpla acolo? N-au văzut vecinii, dar aici, dacă nu era domnul Timoficiu, care să aibă o influență. Așa, că a dat niște telefoane, când sună un consilier local, a sunat, a vorbit cu primarul. La casa lui Patrocle, la Domnul, dar la 112 nu s-a recomandat ca fiind consilier local. Cătălina, dar dincolo de 112, s-a la 112, venea un echipaj de poliție, constata și pleca. Dacă nu era domnul Timoficiu consilier și să se țină de caz, nu se rezolva nimic, hai să fim serioși. Hai să fim serioși, nu ne facem că nu știm. La 112 venea un echipaj, după aia. E ca la Măscuz, dar e ca la Salvamare. Adică ăia se aruncă în apă, este steagul roșu, se aruncă în apă, se omoare și ea se roagă de ei să nu moară. Dar aici ce face băiatul? N-am înțeles. Mai des decât și ce? Mai și rar ce? Sub influența băuturilor alcoolice. Păi na, și ce? Să meargă cineva? Cine să meargă să le rezolve problema? Cine? Adică cum? Bun, nepăsarea nu duce la nimic bun. Dar n-am înțeles. Și n-a dus la nimic bun. N-am înțeles. Până acum. Și chestiunea este în felul următor.
Problema asta este o problemă de psihiatrie. Până la urmă a ajuns la psihiatrie. A ajuns acolo, da? Și a fost internat. Așa, domnul Paziuc spune de mult. Am tot vorbit cu eu, domnul doctor Paziuc. La Câmpul Moldovenesc, la spitalul de psihiatrie, există echipe mobile de oameni, specialiști, care merg la persoanele care sunt cu probleme, din când în când. Care pe sunt banii, cunoscute. Atenție, care pe banii lor. Pentru că în România nu există legislație pentru așa ceva. Normal ar fi să existe și aici persoane care zic că la asistență socială nu e pentru care venituri. Da, dacă omul are o problemă de psihiatrie, trebuie luat în evidență de o astfel de echipă care să funcționeze pe lângă spitalul de psihiatrie și să intervină, să vină din când în când. Înțelegem că degradarea acestui bătrân s-a produs în ultimele luni, că până atunci oamenii, vecinii îl vedeau, da, mergea la magazin, își cumpăra mâncare. Cătălina, se întâmplă din astea. Dar așa ar trebui să existe o legislație, dar zic, domnul Paziu, că nu e, pentru că psihiatria este cenușărea sa sistemului medical și așa ar fi normal. Dar în rest, cine, dacă stai, vrei să intri în curte și sare cu toporul sau mai ești tu că e agresiv, adică ce? Păi întâi să-i rezolve și problema băiatului. În paralel, dar la cine vine, are 1900 de lei pensie, nu știu, băiat aia. Dar sunt oameni care stau cu 1500 de lei pensie și nu vine primăria nici să-i facă curat în casă, nici să ia gunoaiele, nici să-i văruiască casa. Nici lor nu le-a venit până acum. Da. Pentru că fiind bolnav, dacă va rămâne internat undeva, e una, dacă nu, va avea nevoie de ajutor la domiciliu și trebuie să ajungă în niște condiții. Da. În primul rând trebuie să dispară toate sursele alea de infecție de acolo. Da, știu. Și mai e o componentă, ai spus că psihiatria e cenușărea sa medicinei, cred că medicina e cenușărea sa medicinei. Inclusiv în cazul acesta, a ajuns omul în cele din urmă, cărat cu pături, cu cârja în mână, a acceptat să ajungă la spital. Evident că suferă de niște afecțiuni și a vorbit urât medicilor. Da. Lucru care se întâmplă și așa, în cazul oamenilor care nu suferă de anumite afecțiuni. Așa, și? Nu voia să-i lase să îl consulte, și? Voia înapoi acasă. Da. Și medicii voiau cumva să scape de el. Da, și? Și cei nou, nu? Păi nu, dar și? Adică n-am înțeles. Nu e nici de trimis. Păi, dar stai, eu nu sunt pus medic acolo, ce... dar eu nu sunt noi pus nu știm cardiolog, ce afecțiuni ortoped, are. Medic internist. Să stau să mă rog de unul să mă înjure și să aia. Nu sunt pentru asta acolo. Bun, și ce deci faci cu cazurile astea? Să, nu, n-ai înțeles. Îl duci la psihiatrie. Prima dată trebuie adus acolo. Dacă tu vezi că are un astfel de comportament, faci control psihiatric, îl calmezi și după aia îl aduci. Eu nu sunt plătit la spitalul județean ortoped să-mi faci tu talente. Eu nu spun că este frumos ca un pacient să vorbească urât cu medicul, dar ce spui? Nici reciproca. Dar ce, să începem să plângem pe umărul cui? Sau n-am înțeles? Nu, Sorin, cred că când vezi un om că e în anumite condiții, păi îl duci la psihiatrie, că nu se poate înțelegi? Deplasa, nu spui că nu are nicio problemă de sănătate, dar eu n-am zis că nu? Îl duci la psihiatrie dacă vezi că este așa. N-am înțeles, dar la spitalul județean sau oriunde vine fiecare și îți dă cu parul în casă să-i spui să rămână să stai în fața bolnavului, să te pui în genunchi în față, n-am înțeles. Ce încercăm noi să vorbim aici? Dar n-am înțeles. Nu stai să te rogi de fiecare. Pentru că în țara asta, dacă s-a ajuns unde s-a ajuns, toată lumea este obraznică, toată lumea face ce vrea. Da? Un om bolnav nu e obraznic cu voia lui. Nu, este un om bolnav, la psihiatrie îl duci, nu ne înțelegem. Sau în cele din urmă acolo a ajuns, dar nu putea să ajungă fără hârtie din partea fiului, că așa e legea. Păi așa e legea, dar nu mi-l aduci mie. Deci, repet, eu dacă eram medic acolo, pus, de internist. El nu are niciun acolo diagnostic de psihiatrie în momentul nu de știu, față. Dar nu știu, dar nu stau să mă rog de dar știm cineva. Dar sigur că merge, că nu se deplasează. Da. Deci e un caz de asta ospital. Asta e că are copil, rând. Ce facem? Hai să nu ne mai scăldăm în populism. Și ce faci? Trecem ce facem? Nepăsători pe lângă toți nu, oamenii care... Nu, treci nepăsători. A intrat în casă, a sunat omul, a dus du la psihiatrie și cu asta să vadă mai departe. Nu mă scoate pe mine vinovat la spital că nu stau să-i suflu în fund unuia. Deci nu mă scoate vinovat. Nu, eu nu scot pe nimeni vinovat, că nu, pentru că trebuie consimțământul pacientului pentru analize păi și pentru băiatul, și vezi ce-i cu el. Alte dar cum, investigații dar cum medicale. Adică? Stai în jeg, stai în mizerie, ăla sare la bătaie, nu te primește. Ce ești cu figurile astea? Păi înseamnă că... Și ce trebuie să facă lumea? Stea toată sluși pentru că hai să fim așa că pe urmă ne critică nu știu cine. N-am înțeles. Nu, cred că mai multă empatie din partea tuturor cu situații din astea, empatia cu oamenii care au ajuns în niște Cătălina, empatia extreme. Este una și chestia asta este altceva. Că nu era un bătrân singur, în primul rând.
Are pe cineva. Cred că era mai rău decât dacă ar fi fost singur. Dar hai să nu începem acum, spune că a ajuns la spital săracul și ce facem cu el? Păi du-l la psihiatrie, na. Din fericire, în cele din urmă, fiul a semnat acordul pentru a ajunge la... Se mulțumească. Că putea să nu semneze, nu? Pentru că ce să vezi? Nu-i mai ajunge pensia acasă cu ocazia asta, nu? Și ce să-i faci? Da. Tot complicat. Plângem, bă, acum încerc tot, o facem, o dăm niște populisme din astea, foarte ieftine. Ce, să ajuți un om ajuns într-o situație extremă? Una este ajutorul, las că unul este ajutorul și una este comportamentul deplasat și repet, nu este singur. Da? Și eu nu sunt pus acolo medic la spitalul județean ca să suport toate înjurile și toate fițele și toate mofturile. Ok, dar ești pus acolo să faci analize unui om să vezi de ce nu poate merge pe picioare? Nu, sunt pus acolo să mi-l aducă calmat și după aia să-i fac analize. Sunt tocmai zilele astea, sunt niște cazuri de la vecinii noștri din Botoșani cu niște medici care au luat altfel de decizii din niște motive care îi privesc și pentru care vor da socoteală. Deci nu seamănă absolut deloc cazul ăsta. E cu totul și cu totul altceva. Da, că nu există acolo bănuială că cineva ar suferi de afecțiuni psihice care nici aici deocamdată nu sunt confirmate. Știi? Așa cum e cu copilul săracul că nu știu ce la ce școală, profesorul i-a făcut nu știu ce și copilul a răspuns și l-a bătut pe profesor. Și după aia dezbatere, săracul copil, uite ce a făcut, așa, așa, și hai să mergem cu copilul. Profesorul dă-l încolo, da? Da, nici aici nu e chiar la fel, că iarăși nu e vorba de bănuieli, de probleme psihice. Nu, dar este fix la fel, adică... Acest om nu vorbea urât cu medicii în cunoștință de cauză. Păi și n-auzi că trebuia dus la psihiatrie din prima, ce mi l-a dus mie? Pentru că nu poate merge. Păi dar nu putea merge de câteva zile. De poate de câteva luni. Da, sau de câteva luni. Dar nu trebuia să ajungă să fie văzut de un medic. Nu. Întâi el duce acolo. Bun, și pe ambulanță probabil că puteau fi făcute niște minime investigații. Nu știu. Da, din păcate situații din astea probabil că sunt cu miile cele pe care nu le cunoaștem, pe lângă cele care sunt cunoscute. În ceea ce privește zona centrală a municipiului Suceava, după 11, aproape 12 ani, e insuportabil de gri, de cenușie, zona centrală și trebuie cum făcut... Cum adică e insuportabil? Păi na, până acum am mai tolerat cât de gri e și cenușie. Nu, dar ea e gri, dar și acum nu mai suportăm că e atât de gri, că facem un concurs de proiecte. Nu, dar s-a întâmplat ceva față de acum 8 ani, care? Din 2012. Na, și până acum s-a putut... A devenit insuportabil de gri, încă trebuie făcut un concurs de proiecte. Să stabilească alți arhitecți, că tot arhitecții au stabilit că trebuie să fie așa de cenușie, cum să arate, cum să fie reamenajată zona centrală. Cu verdele în sus. Verde e ușor de făcut. Era un banc vechi cu milițieni și scoseseră la plantat și era un zid, așa, și trecea un om și tot s-auzea cu verdele în sus. Și s-a uitat la peste gar, polițaii, milițienii plantau copaci și le spunea cum să-i planteze brazi. Să-i pună cu verdele în sus. Așa și cu verdele în sus. Eu țin minte că acum 1238 de ani... Devii și tu nostalgic. Asta a spus și primarul Lungu. Că unii dintre cei care își doresc altfel sunt nostalgici. Nu știi ce vreau să spun. Dacă mă duci cu acum 1200 de ani, sigur ești nostalgic. Nu. 1238. Nu mă... S-a inițiat o dezbatere cu specialiști, o societate civilă cu Parcul Șipote. Să fi trecut atât de mulți ani? Da. Cred că nici zile atâtea, dar așa, zi mai departe. Și au trecut 1238 de ani de atunci, de când s-a inițiat asta. A, de când s-a inițiat, da. Nu de când a fost dezbaterea, bun. Nu, când a zis, că prima dată a fost că nu e al nostru Parcul Șipote. Nu e al nostru, nu putem să facem nimic. Și din când în când mai mergeau, se fotografiau, strângeau niște gunoaie cu niște elevi. După aia a dat hotărâre de guvern, a trecut la primărie. Ce facem? Păi stați un pic, scandal, să nu facă nu știu cine casă, să nu-și facă la vilă, să nu-și facă, vedeți că se fură pământul. Că... Păi stop! Facem dezbatere. ONG-uri, firme, toți, întâlniri. De 1238 de ani nu s-a făcut nimic în Parcul Șipote.
Ba, s-au făcut niște desene, niște planșe, niște calcule, niște socoteli, niște proiecte care s-au modificat, au ajuns într-o formă care a depășit finanțarea maximă imaginată. Retras funicularul de acolo, cel puțin în prima etapă, și acum a ajuns la o formă financiară relativ acceptată, dar peste cât ne putem permite și căutăm bani să depunem. Deci nu s-a întâmplat nimic. Pe teren au fost niște oameni care au călcat cu picioarele acolo, s-au uitat la plante, la cum să pună băncile, aleile, cum să pună grădinile tematice. Unde să pună păsării ca pasărea colibri, unde să pună pasărea dărdeluș, unde să pună bufnița, unde să pună macacul și așa, că o să fie păsări peste 1238. La parcul și poate e grabă, adică se cam grăbesc lucrurile pentru că ne bazăm pe finanțare europeană. Ne bazăm? La zona centrală, ne bazăm pe o parte din finanțare europeană, deci, undeva la 5-6 milioane de euro. Dar ne bazăm, dar încă nu știm nimic. Aici nu ne grăbim. Nu. Și aici, deci s-a spus că se inițiază această, așa, și în 6 luni să se facă. În 6 luni abia să știm tema de proiectare. Da. Și care poate fi tema? Tema de proiectare, îți spun eu, să sune cam așa. Reamenajarea urbanistică a zonei centrale a orașului între strada Metropoliei și Biserica Sfântul Duminic. Păi și nu știi? Eu așa aș da tema de proiectare. Păi nu știi, ce-ți trebuie 6 luni ceva? Poate că tema de proiectare înseamnă mai mult decât titlul. Probabil că înseamnă un pic mai mult. După care să înceapă arhitecții să proiecteze, să facă o dezbatere, să vină cu propuneri și altă comisie de la Ordinul Arhitecților să voteze proiectul. Cred că va fi vot pe propunere de proiect, fără dezbatere. Că durează 1200. Nu, dar la tema asta, adică cum să spui, mă, faci în centrul orașului, vine unul, spune, domnule, să-l facem ca la Tokyo. Altul vine să-l facem ca la Broșteni. Altul vine, mă, să facem centrul orașului ca la Chicago. Sau care? Adică ce? Nu sunt de profesie, nu pot să dar să ne gândim. 6 luni, ce trebuie să faci în 6 luni? Poate că trebuie să zici, cu verdele în sus, cu bănci, cu alei, cu spații verzi, cu spații de joacă. Mergem, ne întâlnim, suntem acolo, așa. Bă, cum vi se pare aici? Cu pavele, cu pământ, cu granit. Bă, sunt cam multe pavele. Și ce am putea face, mă? Să le scoatem. Hai, șef, eu zic așa, facem niște cărăruși, așa. Bine, mă, pune pe hârtie. Tu, pandele, cum te-ai gândit? Șeful, eu m-am gândit să punem niște tuia acolo. Bravo. Tu, eu zic să punem piatră cubică, așa, și dăm cu vopsim cu verde. Bine, mă, băieți, uitați, aveți 5 idei, merge și puneți voi pe hârtie și vedem cum iese și faceți voi niște costuri așa aproximative. Când ne întâlnim, domn primar? Hai luni la 10, e bun. Și te întâlnești. Ce cu figurile astea? Prea simplist, vezi. Da, știu. Da, mă, trebuie Cătălină de făcut așa, cu proiecte grandioase din alea mari, care nu se fac niciodată, cu suntem figuri prea în cap. Înapoiați să visăm puțin. Știu. Păi așa înapoiați suntem. Așa ne poate să știi că în foarte multe piațete din străinătate, sunt foarte multe, sunt la fel sau mai cenușii, nu sunt, nu știu, grădini luxuriante în piața publică. Sunt spații pietonale, largi. Sunt la Madrid, pietonale, de exemplu, largi. Acolo sunt niște clădiri vechi care înconjoare, sunt niște piațete din asta, unde vara e cu piatră cubică și vara e plin copaci. De terase. Da, și fără copaci. Păi dacă sunt umbrele la terase. Așa. Și lumea bea și fumează și nu ți se pare că seamănă se cu ce e Suceava, cu excepția clădirilor istorice? Auzi, așa numai figuri de ținent filfizoneală din asta. Auzi, da, asta cu arhitecții. Păi de aici a plecat, de la ce? Evenimentul organizat de Uniunea Arhitecților, Zilele Culturii Urbane. Ce știm noi? Plebea! S-au întâlnit intelectuali acolo și cred că au fumat și pipă, că așa e, văd eu, sunt de o intelectualitate ăștia din comun. Da, mă scuz, te întreb așa, că eu sunt de la țară, din Georgenescu. Suceava. La țară din Georgenescu. Bine, am fost și la oraș pe Republicii mai de mult. Dar cine a distrus centrul orașului? E distrus? Bine, e distrus, da. Cine l-a distrus? Păi nu, și porumbei. Da, nu doar oameni. Da, zi-mi așa, estetic.
cel n-a distrus. Faptul că nu am avut un arhitect. Nu, nu. Cine a distrus? Faptul că nu am avut un plan urbanistic general, plan urbanistic zonal. Cine a distrus centrul orașului Suceava? Fiecare om care are locuința acolo și nu și-a întreținut-o, autoritățile care n-au dat amenzi pentru felul în care arată fațadele, de exemplu, și așa mai departe. Nu, dar construcția aia de țigăneala aia. Cine? Care din ele? A, și din stație. Cine? Niște privați, nu? Da, cine? Nu știu să-ți spun. Nu, arhitecții sau? Nu știu care dintre ei. Cineva a proiectat niște clădiri acolo. Dar cine... A, tu zici centrul orașului, partea aceea. Da, așa. Dar cine a dat niște oameni care lucrează la urbanism. Din comisia aia, cine nu fac parte arhitecți? Nu. Serios? Mă cauți mâine și îmi spui. Nu fac. Din comisia de tehnică de urbanism, nu? Mm-mm. Nu? Bine. Nu, se semnează arhitect, dar nu e. Nu. Bine, e Cătălin. Deci, nu arhitecți. Nu. Ce să faci? Dacă au văzut doar bucățica aia de pământ acolo care a fost înfrumusețată. Dar ce știm noi, Cătălin? Noi suntem pe vertical. Mici, așa. Plebea. Plebea, neinstruită. Ce înțelegem noi? Nu, înțelegem mai lucru. Și nici nu avem... Și nici nu, trebuie de comparație, că n-am fost pe nicăieri. Păi n-am fost nicăieri și nici nu avem studii de specialitate. Asta sunt, chiar sunt niște chestii. Păi nu avem. De-aia spun că s-au întâlnit niște intelectuali ieri într-un loc în care gemea de intelectualism și s-au gândit ei să facă niște comisii 6 luni să vorbească despre teme. Ce știm noi? Măcar nu e grabă. Dar nu e nicio grabă, dar ce grabă? Dar încă mai poate să-l distrugă în astea 6 luni. Eu nu știu de ce nu fac niște cașcarabete. Oricum va fi făcut centrul, nu? Adică da, acum, nu, dar eu nu înțeleg eu de ce... Eu mă mir cum n-au mers oamenii deja să scoată granitul de pe jos, să-și da, pună să în casă. Da, să scoată granitul oricum și va fi refăcut facă centrul. Niște chioșcuri la Fântâna Artezian în centru acolo. Că chioșcuri numai în stații. Și sunt grămădite toate și chiloțăreală din asta. Să facă și acolo, eu nu știu de ce. Nu știu ce încurcă. Nu lăsa pe mâine ce poți face păi azi. Nu. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.